Dar există o voce în tine care îți spune să te muți, care îți spune să schimbi viața, să faci ce e de făcut. O voce care te îndeamnă să fii liber, să iubești. Din păcate, ea vorbește, dar tu n-ai timp. Te grăbești. Ne mirăm că nu ne e bine, că suntem bolnavi sau triști. Ne plângem că e grea viața și că nu suntem iubiți. Stăm să ne victimizăm sau dăm vina în stânga, în dreapta. În loc să ne asumăm alegerile și fapta. Știm cu toții adevărul. Știm și ce e de făcut. Am fost construiți să știm încă de la început. Dar în loc să facem schimbarea și să începem să trăim, așteptăm să fim salvați din afară, de un străin. Ne e frică tocmai invers de ceea ce va veni. Când, de fapt, problema este chiar în ceea ce trăim. Stăm acolo în relații. Muncim doar ca să muncim. De parcă am primit sentința, iar acum ne-o ispășim. Dacă scopul era ăsta, să stăm închiși, pedepsiți, cu siguranță planeta ar fi fost un labirint. Ce rost mai aveau atunci frumusețile naturii? Pentru ce mai creșteau flori? Pentru ce mai zburau fluturi? E clar că ne-au fost lăsate toate cu un scop măreț. Atât raiul, cât și iadul sunt aici, să le vedem. Când curcubeul apare, știm că totul va fi bine. Deci putem să alegem raiul acum și nu mâine.